În ultimii 15 ani, ambulatoriul integrat compus din cele trei cabinete indispensabile pentru pacienții care au nevoie de internări de scurtă durată sau sportivilor care necesită îngrijire de specialitate a funcționat în policlinică. Consiliul Județean, prin nenumăratele investiții pe care le are în derulare, intenționează ca în cel mai scurt timp să definitiveze lucrările de reabilitare a celor mai solicitate secții din cadrul Spitalului de Urgență Giurgiu. Cu aproape 3 miliarde de lei vechi, în unitatea spitalicească au fost modernizate anul acesta atât secția de pediatrie, cât și o parte din secția de ortopedie-traumatologie. Este imperios necesară existența unui ambulator integrat de specialitate a spitalului și el, până în momentul de față, funcționa în două locații diferite, deși trebuie să funcționeze în acea locație. O parte dintre aceste cabinete de specialitate ale ambulatorului integrat al Spitalului Județean de Urgență funcționau în șoseaua Alexandriei, în fosta clădire a Policlinicii Județene, recte medicina sportivă, planificarea familială și serviciul de oncologie cu cabinet și cu staționarul de zi. Noi am procedat la o investiție de a realiza aceste cabinete și aceste servicii în incinta actualului Spital Județean, în incinta de pe calea București, și am completat ambulatorul de specialitate al spitalului cu cabinet de medicină sportivă, cu serviciul de oncologie format din cabinetul de specialitate și un ambulatoriu pentru bolnavi pentru a-și face tratamentul de specialitate zilnic cu 3 paturi de bărbați și 3 paturi de femei și un cabinet de medicină de planning familial, de planificare familială. Suntem în continuare în lucru și aproape de inaugurare cu un cabinet de traumatologie ortopedie care va completa lista cabinetelor de specialitate din ambulatoriu integrat. Și am mai procedat și la reabilitarea a două saloane de importanță maximă în cadrul secției de pediatrie. În plus, fiecare secție modernizată cu ajutorul Consiliului Județean Giurgiu a fost dotată cu mobilier nou și vestiare pentru personalul medical.